Vreau să vorbim și despre tragedia de la boli infecțioase, un subiect care a fost destul de politizat, deși nu ar fi trebuit. S-au aruncat, s-a arătat așa cu degetul către conducerea primăriei, cum că s-ar face vinovată, că ar fi știut de problemele de acolo și nu s-ar fi luat măsuri. Cine credeți că este răspunzător sau de ce s-a ajuns la această tragedie? Eu nu vreau să lansez absolut nicio apreciere, nicio calificare, să identific niciun responsabil, pentru că este o cercetare penală în curs. Vor stabili organele abilitate, dacă există o culpă și unde este ea. Eu tot ce pot să vă spun este că din dispoziția primarului, aparatul de specialitate al primăriei a efectuat reverificări, dacă mă pot exprima așa, cu privire la relația dintre primărie și spital, și toate lucrurile sunt din perspectiva noastră cât se poate de în regulă. Nu li s-a refuzat nimic, dimpotrivă, au venit sugestii din partea aparatului administrativ al primăriei cu privire la chestiuni care pot fi manageriate mai bine la nivelul spitalului de infecțioase, respectiv senzorii de oxigen. Am informații mai multe, dar nu cred că este oportun să le discutăm, având în vedere că este o cercetare penală în curs. S-a efectuat și evaluarea managerială a... Da. De acum fostului manager Stella Halichidis. Da. Colegii noastre de la USRM, am înțeles că v-au cerut acel raport pe care îl țineți la secret, citez, și v-au cerut și demisia cumva într-un... Da, nu, mi-au cerut extrem de explicit demisia. Așa cum am mai spus, colegii de la USR cer săptămânal demisia cuiva altcuiva. Că-i managerul de la Spitalul de Infecțioase, că este Horia Constantinescu. Acum, dacă au rămas fără obiectul muncii, cer demisia Felicei Iovanesian. Așa cum am mai spus, n-am absolut nicio competență în cadrul Primăriei Constanța, nici de a elibera, nici de a nu elibera un document. Chiar dacă este un document întocmit de mine, alte compartimente și alte persoane cu altă specializare apreciază dacă respectivele documente pot fi puse la dispoziție sau nu. Inclusiv consilierii locali potrivit codului administrativ, atunci când au nevoie de un document din primărie, formulează fie cerere pe legea accesului la informațiile publice, pe legea 554, în scris. Legea 544 nu exclude consilierii locali de la obligația de a formula cererea în scris. Și bănuiesc că nu-i deranjează, că dumnealor, susțin în permanență faptul că trebuie să parcurgem, să fim transparenți, să nu ne ascundem, să nu cerem pe sub masă, să nu dăm pe sub masă. Da? Și mai există o posibilitate de a solicita eliberarea de documente care, chiar dacă nu sunt sau nu conțin informații de interes public, le sunt necesare pentru exercitarea mandatului în cadrul Consiliului Local. Din nou înscris. Și persoane special desemnate din cadrul aparatului administrativ cu această competență, verifică dacă se încadrează una sau din alte situații. Inclusiv în primărie, îmi închipui, există documente care nu pot fi puse la dispoziția nimănui, da? Care nu constituie, documente la care să aibă acces oricine. Deci nu ascundeți niciun raport de... Dar nu am de ce să ascund un raport, îmi închipui că și închipui că am evaluat-o maxim pe doamna manager al Spitalului de Infecțioase, nu este nici pe departe cazul. Haideți să le explicăm exact care sunt, practic, concluziile evaluării, ce a prezentat. Deci vreau mai întâi să termin cu, faimoasa solicitare. La mine s-a prezentat o persoană din cadrul primăriei municipiului Constanța, care mi-a spus că un anume consilier local se află în biroul domniei sale și că amenință că nu părăsește biroul până nu îi se eliberează niște documente. Am rugat funcționarul primăriei să trimită consilierul local la mine și i-am explicat că trebuie să formuleze o cerere scrisă în care să precizeze ce documente îi trebuie, dacă apreciază că sunt de interes public, să indice ca temei de drept legea 544, dacă apreciază că sunt documente care îi folosesc pentru exercitarea mandatului, să facă trimitere la codul administrativ. Respectivul consilier a înțeles
I-am oferit loc la mine în birou, stilou, hârtie și redacta respectiva cerere. Ulterior, în biroul meu a pătruns un alt consilier USR, fără să ciocăne, fără să-i se permită accesul, fără să nimic, care, probabil cu intenția de a mă registra, urla, nu vrei să-mi-l dai, nu vrei să-mi-l dai, nu vrei să-mi-l dai, l-am invitat să părăsească birou, a trebuit să chem și paza ca să părăsească biroul respectivul consilier local. Cererea a fost formulată, depusă, înregistrată cu privire la eliberarea documentelor și a și fost soluționată, da? De persoana abilitată din cadrul primăriei care a eliberat documentele. Mai mult de atât, nu știu. Repet, concluzia care trebuie reținută este că Felicia Ovanisian, deci măcar primarul nu eliberează ce documente vrea el din primărie. Ca să ne înțelegem, fiecare este cu atribuția lui în cadrul primăriei. Deci cererea se formulează către un document, către un departament abilitat care analizează și eliberează. Deci a intrat în posesia răspunsului. A intrat în posesia documentelor pe care le-a solicitat. Deci informația pe care eu o dețin este că au intrat în posesia documentelor. Eu nu mă comport în primărie ca pe moșia mea. Deci nu este că sunt eu administrator public și atunci dau ordin cuiva sau scot eu documentul de undeva și îl înmânesc. Nu, totul trebuie să fie legal, transparent, cu cereri înregistrate, oficiale, mi s-au eliberat documente. Și mă întorc la evaluare, că spuneați că a spus președinta comisiei. Da. Ne puteți spune, nu știu, ce punctaj au obținut sau dacă au fost probleme? Am înțeles că din punct de vedere medical nici toate cuvintele de laudă nu din au punct de vedere medical. În raport de indicatorii de performanță aprobați prin contractul de management, doamna Halichidis a ajuns în primărie cu o evaluare de foarte bine. Au fost indicatori de performanță la care a depășit așteptările. La fel, din același raport rezulta faptul că a fost spitalul cel mai eficient, spitalul implicat în, mă rog, în lupta contra COVID, cel mai eficient la nivel de țară. Sunt membrii ai comisiei care susțin că, mă rog, din punct de vedere managerial, nu s-au lămurit prea bine. Da, nici eu nu m-am lămurit prea bine. Tocmai de-aia n-am acordat un punctaj maxim, din potrivă, să zicem că, mă rog, din potrivă. Da? Deci i-am dat a doua cea mai mică notă din cei 5 membri. Dar bănuiesc că toată lumea se aștepta ca eu să fi dat o notă maximă și cam asta să fie rațiunea pentru care se solicită eliberarea documentului și cam asta să-și închipuie consilierii USR, că eu am refuzat, deși nu era competența mea să eliberez documentul, pentru că aș avea cine știe ce de ascuns. Nu. Eu, doamnei Halichidis, i-am dat a doua cea mai mică notă din cei 5 membri ai comisiei. Ne puteți spune calificativul care l-a obținut? Calificativul a fost foarte bine și dacă îi dădea toată comisia, dacă îi dădea nota 0, doamnei Halichidis, toată comisia, dacă îi dădea nota 0 sau nota 1, probabil că s-ar fi dus la calificativul bine, da? Cred că la bine s-ar fi dus pentru că venea cu rezultate foarte bune din evaluarea pe partea medicală.